cerut de la cerere, Domnul nou îngăduit, totuși insistent în vremea asta, se cere din nou o cerere cu un ciur foarte rar. Și Domnul a spus așa, încă vrea să lase cântarul în durere. Amin. Că dacă ar lăsa cântarul dreptății, chiar cei care spun că eu, și-au uitat că Domnul dă, Domnul binecuvintează, chiar și aceea se poate să spune că într-adevăr totuși Domnul dă. Și Domnul a spus în vremea asta poporul să-și verifice starea de bunătate. Dacă Domnul se poartă cu bunătate față de tine și casa ta, vine vremea când Domnul face două lucruri la lucru. Deci sunt 100% care va face. Primul lucru, va lua cuptorul dintr-un corp, îl va ridica și îl va muta în alt corp. Și atunci, unii se vor uita la fața omului. Atunci Domnul va pune la încercare poporul, nu familia, poporul va fi pus la încercare. Cum se va comporta față de familia, de cortul care va fi pus cântarul, cuptorul în dreptul lor. Aici este unul. Și cealaltă, Domnul s-a uitat la niște mijlociri aduse cu lacrimi. Și în dreptul unor corturi s-a umplut burduful cu lacrimi. Și Domnul a venit vremea când unor să le spun, opriți-vă. Care înaintează, erau în umbră și înaintau spre întuneric. Și a zis, Domnul, să ne voi spune eu. Că au încercat oamenii și ce fac oamenii, nu pot să facă ceea ce face Domnul. Domnul va spune unora, opriți-vă, întorceți-vă în casa mea. Atunci Domnul va vedea ce bunătate are fiecare în inima lui. Avertismentul Domnului este cum se poartă Domnul cu tine și casa ta. Cere Domnului să ai o bunătate ca bunătatea lui. Că tare ușor să arunci o privire, tare ușor să spui o vorbă, tare ușor să faci un gest, și să-l faci pe unul care are parte de aceeași iertare ca și mine și ca și tine, să nu mai vină la casa Domnului. Vremea asta este vremea nu de plătit poliție. Vremea asta este o vreme când Domnul vrea să întregească unele familii. Și pentru aceasta Dumnezeu să vă dea putere ca nu cumva Domnul să fie nevoit. Am văzut așa cum și pământește, Domnul vrea să lase așa ca și cum înflorește primăvara unui pom. Și era o priveștere plăcută. O zis, Domnul, vreau și pământește să fac, să vadă cetatea asta și cei din jur că Domnul este în cetate. Dar în același timp, atenție, cel ce se măgulește și spune, eu cunoștințele mele, înțelepciunea mea, când își trage mâna Domnul, se pierde tot. Se duce orice propria omenească. Tot să se vize pe Domnul și Domnul a zis, cât privește clădirea asta? Am văzut și am auzit, știu că ați construit o altă biserică. O zis Domnul așa, acum e vremea când ușa mea e deschisă și voi arăta unora că mă implic eu mai mult decât omul. Și asta o face Domnul nu să se laude un om, ci să se mărească numele Domnului. Pentru că Dumnezeu prin evanghelizări nu a putut să lucreze la inima unor oameni, indiferent pe ce nume ați chemat. Că ați chemat cântăreți, că ați chemat predicatori, nu lucrează predica și cântarea la inima omului, ci lucrează Duhul Domnului. Amin. Și Domnul a zis, acum a venit vremea când, în timpul care stăm față, să lucrez eu la inima unor oameni, să-i întorc din întuneric, dar era problema cum găsește în adunare. De-aia a zis Domnul, vrea să aveți și să cereți bunătatea ca bunătatea lui Dumnezeu. Amin. Amin.